ce să rămână? Păi să se împartă la cele două mănăstiri, nu? Răbașul, să fac și o scrisoare. Bine, o să-i dau și telefon și o să fac și un răbaș. Și cam ce să-i spun, părinte? Toate, pentru fost un convărat de răzgătit, neascultător și vizititor. Recipitor. Să vă ajute Dumnezeu. Iar acum cu mănăstirea, acum să vă dea Dumnezeu sănătate, dar dacă veți pleca la Domnul, Părinte, ca orice om, ce gândim cu mănăstirea? Ce poruncă îmi dați mie? Ce sfat îmi dați mie în legătură cu mănăstirea? În legătură cu mănăstirea v-aș fi dat sfatul acesta. Neharitul, Părintele Haritul, de la deschisul acesta, care s-a bucat de la Hango. De la Buga. Buga, de la Hango, Ieroschimonahu. Ieroschimonahu. Era de la Ieroschimonahu, de la Dorau. Nu, nu. Deci, care Hariton? Hariton care este acum la Dorău. E la Dorău. Și ce poruncă lăsați pentru dânsul? Se poate îl duce mai departe. Se poate duce mai departe. Călătoria asta a vazelor. Deci, cum gândiți cu mănăstirea, Părinte, dacă Dumnezeu vă va chema într-o bună zi la sine? Ce dispoziție îmi dați mie ca mitropolit? Cum să ajut mănăstirea? Ca mitropolit, putem să dăm mănăstirea, dacă, în adevăr, veți să avea băiatul ăsta, că vorbesc eu de el. Care băiat? Care să-l punem. Care e la Dorău acum? Cine? Hariton. Pe cine? Hariton. Care e la Dorău, părinte de Castiel? Hariton. Și ce să facem cu dânsul? Să-l punem în continuare, să meargă cu viața de ofte a mănăstirii. Asta e dorința. Asta e dorința dumneavoastră? Da. Da. Și acum să se consulte între ei. Să se consulte între ei. Așa. Și să vadă care este. Așa, apropierea. Între unii și alții. E potrivit sau nu e potrivit? Părinte, eu aș dori să împlinesc voia Domnului prin gura dumneavoastră. Și ce cuvânt lăsați părinților din mănăstire? Cuvântul meu este de a rămâne în aceeași stare de lucru a regulilor monahale călugărești ce sunt vizate până acum. Și să ducă viața de opte în ascultare și într-o viață cât mai apropiat de Dumnezeu. Ne țin seama de nimeni, decât numai de
cuvintele noastre ascultătoare de dragoste și de unitate. Așa cum s-a mers până acum viața toate zilele, așa dar îl putem gândi. Să găsesc un om pe Hariton de la aici, draga de aici, nu de la draga, de la Hariton, măi, nu, Hariton, măi. Hariton de la Durău? De la Durău, da. Hariton de la Durău, da. Cum credeți voi? Da. După aceea, cum credeți? Care să fie relația mănăstirii cu Sfânta Mitropolie, cu Sfânta Patriarhie? Relațiile trebuie să fie foarte strânsă, aducătoare de roade bune, fără risipă, fără înduială și fără de răutate. Fără de răutate, înduială și risipă. Putem face lucrurile așa, nu s-a mers până acum. Da. Și pentru Mitropolitul Teofan de la Iași, ce cuvânt lăsați, Părinte? Nu ar vrea să lucre, să-i dea Dumnezeu har bogat de la Domnul, să-l lumineze, să-l întărească și să-l înțelepsească în mâna prădejirea, în valul greutății și a mirenilor în care am ajuns. Să poate menține măcar așa înainte, de aici încolo, în mica noastră unitate și armonie și înțelegere. Că până unele alte lucrurile sunt dreapte de oameni în casa omului, dacă vrea să fac ceva bun. Dar dacă este în casa omului, lucrurile nu sunt mai drept. Întâi le îndreptăm aici acasă la mine, acasă la noi, după aceea le îndreptăm. Pentru poporul român, ce cuvânt lăsați, Părinte? Poporul român este un greu de spus. Este un popor bizmuit, răutat, împins, fără stăpân. Poporul este fără stăpân. Asta e drama mare. Toată lumea așa asta. E fericit, e bucuros, are de toate, dar n-are cine să încălzească inimile, se poate menține într-o unitate așa. Nu vorbim de ascetism, nu știu că vorbesc de altă dată. Ce să le spun eu, fraților arhierei? Prea fericitului fraților arhierei din Sfântul Sinod. O răspundere cum nu a existat și nu există în lumea aceasta. Nu există o potrivire care s-a adus fără o comparație perioadă istoric ceea ce a fost, ceea ce este în mănăstire. Și toate celelalte care vor veni. Dar dacă noi să ne emoționăm în starea asta de sărăcie, de lipsă, de mizerie, de prigoană, mai el trebuie să trăiască vreme de prigoană. El nu are soluție, nu se știe. Rezoluție și situație. Mai el, de noaptea asta și-o pune mâine noapte, rezolvăm problemele pe la naștere duhovnicesc, spiritual și administrativ. Nu va exista așa unitate, înțelege? Atunci nu te face scopuri. Mai bine, dar mai bine. Nu merg vreo la nimic. Merg în mânul ăla. Păi, voi. Ziua de mâine. Să fim mulțumiți, să fim poroși, să sunt drepți, chipinitori, cu răspunderea.
înaintea lui Dumnezeu de ceea ce le-a făcut, câte ne-a făcut în viață. Da. Dumnezeu. Binecuvântați să vină și ceilalți părinți care sunt aici să audă un cuvânt de la dumneavoastră. Părinții care sunt la Sfântul Maslu. Se îngriesc. Să vină aici o clipă, nu? Să vină și eu, că e bine să fie cât mai mult. Părinților, ne-a venit și voi puțin. Aparatul din geantă și eu mai bine. Stați și eu puțin. Părintele nu tot lasă cuvinte bine. Lasă-l mă. Nu e bine. Așa, binecuvântați-i pe toți, așa vreme. Dumnezeu să vă dăuță. Aici trebuie să-mi spate, că astruia cauță. Veniți altarului Hristos. Așa, hai. Indiferent. Tu voi veniți la vorba. E fiți o bine. Dumnezeu voiți. Iar eu, să fiți puniță, dar de sus al mare, al apărătoarei bisericii noastre. Creștine ortodoxe. De ce cuvânt le spuneți părinților? Cuvânt de ascultare. Să meargă până la ultimul bun. De cuvânt pe care îl dă cel mai mare. Pune mitropolitul așa, mitropolitul. Și toate zilele, când veile cezele noastre, sunt întâi călugărești, după aceea omenești. Și ca să audă și părinții că v-am întrebat înainte la cine vă gândiți într-o bună zi, când Dumnezeu vă va chema ca pe orice om, la cine vă gândiți ca să slujească aici în continuare obștea mănăstirii? Aia vă despre părintele acesta, pe care este acum la Dureu. Care părinte? Cum mă cheamă? Apoi zăbășala mea și cu... nu mai știu. Hariton? Hariton, măi. Hariton. Păi ce nume, mă, că dar nu-s 700, măi. Voiam să pronunțați dumneavoastră, părinte, că da. Părinții s-audă cu gura lor. Da. Păi că vreau să noi suntem preoți din mir, că suntem mult mai loviți. Lasă pe călugări întâi, că... Da. Nu, nu, păi, părinților, să fiți pregătiți de orice zi, pentru orice zi grea. Încă știe, când vine purul, dar eu purul vine acum. Bine, părinților, bine, acum luați binecuvântare de la părinți, de la părintele, sărutați-i mâna. Să vă mulțumesc. Să vă mulțumesc.